Salutări și îmbrățișări, Miha sunt și mă bucur să ne reîntâlnim în atelier de drag. Astăzi vreau să vă arăt acest cardigan pe care l-am terminat, cardigan cu tendință de jachetă. Un cardigan pe care eu îl consider cel mai simplu de realizat. Vreau ca postarea de astăzi să fie rezervată poveștilor pe care vreau să vi le spun despre acest cardigan. Vreau să vorbim, cum am zis, despre fire, pentru că există câteva particularități în funcție de care rezultatul este diferit. Deci astăzi o să povestesc despre el, urmând ca apoi să postez ceea ce am înregistrat, știu eu, startul până la sub braț, mâneca separat. Și ultima parte va fi partea pe care o voi folosi eu în accesorizarea acestui cardigan. Am realizat acest cardigan în varianta cea mai simplă, gândindu-mă la un începător. Dacă ați văzut puloverul pe care l-am postat, primul meu pulover, ați aflat de acolo că a fost nepoata mea în vizită la mine și am învățat-o să tricoteze. La acel pulover am găsit cea mai simplă variantă, astfel încât ea să fie tentată de tricotat. De data aceasta vreau să o învăț să facă un cardigan într-o variantă foarte simplă și m-am gândit că voi face chiar și un playlist pe care îl voi intitula Tutoriale pentru nepoata mea. Tutoriale la care eu voi încerca să dau detalii pentru cine pune prima dată mâna pe andrele, pentru cineva care poate nici nu are în casă andrele și nu are în casă niciun fir. Deci, când voi avea o idee foarte simplă, o voi pune în acel tutorial. Eu mai am două playlisturi cum să fac, acolo sunt tutoriale și pentru începători și pentru mai puțin începători. Dar în playlistul Tutoriale pentru nepoata mea voi pune tot ce îmi trece mie prin cap că ar putea fi executat de cine pune mâna prima dată pe andrele. În timp ce tricotam cardiganul, mă gândeam că îl las așa simplu și vi-l arăt în varianta cea mai simplă, eu o numeam ciot, o bază pe care voi puteți să o dezvoltați și vă voi da și idei cum puteți să dezvoltați ceea ce vedeți lucrat aici. Iar acum cu ce să încep? Prima dată cred că vom discuta despre fire. Cardiganul acesta poate fi reprodus cu multe alte fire. Ce m-a interesat pe mine pentru acest cardigan a fost să pot lucra cu andrele mai mari. Eu am lucrat cu andrele numărul 6, dar în același timp firul pe care îl folosesc să fie destul de gros. Iar ca să obțin eu acest fir gros, am făcut nenumărate probe pentru că mă interesa și culoarea, mă interesa să obțin și o culoare faină și într-un final m-am decis și eu am cuplat 3 fire. Am avut acest fir pe care l-am primit anul acesta în primăvară, ori anul trecut, nici nu mai știu, fir care am înțeles că a fost achiziționat de la Culori Vesele. Hai să pun așa să se vadă firul meu mai bine. Firul acesta, conul acesta, e format din 4 fire cuplate, un fir foarte subțire din viscoză cu paiete mărunte, un fir din lână și acesta este foarte subțirel, un fir dintr-un mohair. Nu cred că e mohair pe mătase, e pe alt suport și un fir de efect tare frumos, un fir de efect pe care am nuc din aceștia de diferite culori. Am bej, am oranj, am negri, deci este un fir tare, tare fain. Deși nu i-am făcut probă, cred că nu mi-ar fi plăcut să-l folosesc individual într-un proiect. Dar mi-a plăcut ca fir și cum eu oricum vroiam să ajung la andrele mai mari, am mai folosit un fir, am făcut de mult o comandă la Rozana Varvare. Cadou mi-a oferit 2 bobine din acestea. Țin minte că aveam descriere
în compoziție merino și mohair. Este format tot din patru fire foarte subțiri, care au în compoziție merino și mohair. Un fir care îmi place și culoarea, îmi place și cum se simte, este foarte moale, îl percep și foarte fin. Un fir care cred că merită să-l avem, fie în proiecte individuale, fie tot așa să îl cuplăm cu alte fire. Dar aceste două fire combinate parcă nu mi-ofereau neapărat o culoare pe care aș fi vrut-o și atunci am mai introdus eu un mohair, o piersică care se pierde. Pe acesta l-am luat de la Nicoleta Băloiu. Și toate aceste fire combinate mi-au dat un rezultat care mi-a plăcut în proba de lucru și m-am decis să fac acest cardigan cu aceste fire. Și vreau să vă zic că am făcut multe probe ca să ajung la o culoare care să-mi placă și la o textură care să-mi placă. Apoi, în timp ce lucram, mă gândeam, dar ce fire pot eu recomanda nepoatei mele? La prima vedere aș putea să zic orice fir. Poate fi lucrat pentru primăvară-toamnă din două fire de bumbac. Două, trei fire de bumbac, chiar dacă e bumbacul mai subțire. Astfel încât el lucrat cu andrele mari să aibă totuși ținută. Poate fi lucrat din fire care să aibă în compoziție lână și acril. Pentru că nepoata mea este într-adevăr începătoare și nu știe să lucreze cu lână 100%, nu i-aș recomanda să lucreze cu lână 100%. Mi-e teamă că după ce va spăla produsul, se va lungi foarte mult. Și mi-e teamă că nu-și va alege andreaua potrivită pentru tricotul ei. Există variantă de lână netoarsă de diferite grosimi. Dar există aceeași variantă de fir netors în care lâna este combinată cu un acril. Așa ceva aș alege. Aș alege deoarece acrilul este mai ușor decât lâna și aș alege deoarece la final produsul nu suportă mari modificări. Un astfel de fir 100% din lână l-aș recomanda doar fetelor care știu să lucreze cu lână și l-aș recomanda pe produse mici. Știu eu vestuțe, cardigane foarte scurte, dar nu pe produse foarte mari. Lucrat, îmi place cum arată, îmi place pentru că ajung la textura pe care mi-o doresc pentru cardiganul meu. Tot despre fire dacă vorbim. Dacă lucrez cu un fir subțirel, știu eu pentru andrele 3-4, el nu mai are ținut aceasta de jachetă, deja se transformă într-un pulover. Ce-ar fi de reținut în alegerea firelor? Că avem nevoie de fire groase, care totuși să fie ușoare, fire care să se poată lucra cu andrele 6-7 ori chiar mai mari, în funcție de aspectul pe care dorim să-l obținem. Iar într-un final, gândindu-mă eu așa, ce fir aș putea să-i recomand nepoatei mele, nume de fir și producător, nu am găsit niciun fir care să îl pot recomanda cu mâna pe inimă, da, acesta e firul, te duci și îl cumperi. Pentru că se mai întâmplă ceva atunci când lucrează o începătoare. Dacă îi recomand un fir prea scump, se va speria. Au, cum să dau atâția bani? Dacă îi recomand un fir care este mai ieftin, dar nu neapărat foarte frumos, nu va fi tentată să lucreze. Și mă gândeam că pentru cineva care pornește de la zero, ideal ar fi să meargă în mercerie, să-și aleagă de acolo un fir care îi place, firul să nu fie foarte pufos. Deci în niciun caz un mix de 5 fire cu mohair, în niciun caz un fir tip blăniță, în niciun caz fire de efect cu bobițe din acestea foarte mari. Da, deci să meargă în mercerie, să-și găsească un fir gros, să vorbească cu doamna de acolo care oricum știe să o îndrume, ce fire ar putea lua, să se uite și ea peste etichetă, oricum în mercerie mai e greu de găsit lână 100%, dar să fie un fir gros, ori un fir mai subțire pe care tu să-l poți pune în două și pe care să-l poți lucra cu andrele de 6-7 mm. Ca începătoare este iarăși important să îți placă firul cu care lucrezi.
pentru că dacă îți place firul pe care îl folosești, atunci vei fi și tentată să duci la final acel proiect și vei fi și încântată să porți la final ceea ce ai lucrat. Cred că aceasta ar fi recomandarea mea numărul 1, să te duci singurică în una, două mercerii, să vezi fire și să te uiți pe compoziția etichetei. N-aș vrea nici un fir care să fie 100% acril, un fir în care să ai și un procent de lână. Mai există combinații de bumbac cu acril, cum ar fi jeansul de la Yarnart, și are și Alizeu o combinație de bumbac cu acril. Mai există de la Alize lana gold. Acolo ar merge lana gold fine pus în două și lana gold, nu știu care, este unul cel mai gros, lucrat singur. Mergem mai departe. Cardiganul meu este mic și totuși cântărește 665 de grame. De aceea nu îți recomand să faci cu această grosime ceva foarte lung. Iar dacă îl faci cu un fir subțire, deci pentru tine ca începătoare nu îți recomand să-l faci lung, eventual undeva până pe zona șoldurilor. Mai lung de atât nu îți recomand, deoarece va deveni foarte greu. Dacă aș face acest model mai lung, indiferent cât de ușoare sunt firele, el tot adună material. O particularitate pentru acest model este că folosim mai mult material decât dacă am lucrat în jersey. Dacă aș fi lucrat acest pulover în jersey, mi-ar fi intrat undeva la 450-500 de grame. Lucrându-l cu punct leneș, mi-a intrat mai mult. Iarăși trebuie să aveți în vedere cât fir cumpărați. Vă uitați pe etichetă dacă producătorul recomandă. În general pun pentru mărimea 38-40-500 de grame, voi să vă cumpărați 200-300 de grame în plus, în funcție de cât de lung îl și doriți. Ca metraj nu știu să vă spun, pot să vă zic doar atât că pentru un M, un cardigan micuț, cu andrele numărul 6, mie mi-au intrat 665 de grame, rețineți voi, 670 de grame pentru acest cardigan. Ce mai poți face cu acest cardigan? Prima dată te-aș sfătui să îl faci într-o culoare pe care știi sigur că o vei putea purta la mai multe ținute. În general, culori neutre, zic eu, bej, gri, automat poți să-l faci și pe negru. Dar pe negru nu mai este atât de vizibil modelul și de aceea ți-aș recomanda totuși culori mai deschise. După care, dacă vrei, poți să-l faci în ce culoare vrei tu, verde brotac, roz, absolut orice culoare te atrage, deoarece este un model care merge pentru absolut orice culoare. Eu am folosit fir la bobină și la con, iar acesta a fost un mare avantaj, deoarece nu am de cusut capete. La firele groase, mai ales dacă sunt bobine de 50 de grame, tu vei găsi 70 de metri, 90 de metri pe bobină. Asta înseamnă că vei avea multe capete de ascuns. Apropo, mi-a venit acum o idee. După ce dai o raită prin mercerii, poți să discuți puțin și cu fetele care vând fire la con, spre exemplu cu Rozana, dacă o abordezi pe Rozana Varvare, ea va ști să-ți facă o combinație frumoasă pentru acest cardigan. Sunt convinsă, deoarece la ea am văzut combinații foarte, foarte faine de fire. Fire bune, fire prețioase și în combinații superbe. Revin la bobinele mici cu metraj puțin. Îți recomand ca acest schimb de fir, când ți se termină o bobină, acest schimb de fir să-l faci pe laterală. Chiar dacă ție ți-o mai rămas un metru de fir, nu contează, încearcă să faci schimbul pe laterală, deoarece îmi e teamă că multe capete ascunse pe spate, pe față, la final să nu-ți influențeze fața produsului. La fel, la mânecă, dacă ți se termină firul, schimbă la capăt de rând, dar nu ca să-ți afecteze ochiul de margine. La 3 ochiuri până să termin rândul sau la 3 ochiuri după ce ai început rândul. Astfel îți va fi mai ușor la final cu ascunderea capetelor. Despre andrele, pentru că bănuiesc că tu nu vei face carieră tricotând și vei tricota doar așa, când și când, dacă vei tricota, îți recomand să-ți cumperi de la mercerie andrele o lesă din silicon
Existau niște andrele care în interior aveau un fir metalic. Acelea sunt ideale pentru tine care ești la început. Dacă aș ști că tu intenționezi să tricotezi o perioadă mai îndelungată, atunci ți-aș recomanda andrele interschimbabile. Știu eu prima dată andrelele din lemn, deoarece tu acolo deja ai foarte multe dimensiuni de andrele și vei putea să te joci cu ele, să îți faci probe pe firele pe care le vei folosi. Iar acum revenind la cardiganul despre care discutăm. Eu l-am pornit de la o mini bentiță și l-am lucrat de sus în jos, ceea ce se numește raglan. Raglanul înseamnă că mâneca, construcția ei, pornește de la acea bentiță, atât pe față cât și pe spate. Asta înseamnă că eu am nevoie de 4 linii de raglan, mă vei auzi în tutorial pomenind de ele. Și mă vei mai auzi tu pomenind acolo despre raglan anatomic. Raglan anatomic, zicem noi, tricotăresele așa pe repede înainte, gândindu-ne și la acest croi și la faptul că spatele este mai înalt decât fața, da? Pe față am acest decolteu. Asta înseamnă că eu întâi am lucrat rânduri pe spatele cardiganului și am venit treptat către față. Îți spun treaba aceasta deoarece fără să lucrezi anatomic, vei obține fața la aceeași înălțime cu spatele. Există și această variantă de lucru, variantă care mie nu-mi place deoarece spatele îți rămâne gol, iar fața îți vine prea sus pe gât. Ok, deci te-am învățat ce înseamnă să tricotezi un raglan anatomic de sus în jos. Modelul este, așa cum ți-am spus, cel mai simplu model în care tu nu ai de făcut decât ochiuri pe față și eventual un ochi pe dos. Eu îți voi lăsa în descrierea videoclipului și tutoriale ajutătoare, deși știu că am și filmat cum montez ochiuri pe andrele, ce ar mai fi nevoie, rândurile scurte, da? Deci dacă vrei să aprofundezi, te vei uita și la acele tutoriale. Și mai este un tutorial pe care ți-l recomand, cum împart ochiurile pentru raglan. Pentru că eu pornesc de la un număr de ochiuri pentru această bentiță și există variante. Foarte uzuală este când se împart ochiurile la 6, dar putem împărți la 8 sau la 10. Eu, pentru construcția mea, împart aceste ochiuri la 10. De data aceasta le-am împărțit la 8, astfel încât să se potrivească mai multor fete. Dar, totuși, pentru mine era mai bine dacă l-aș fi împărțit la 10. Și este un tutorial pe care ți-l recomand. De ce? Noi pornim de la bentiță și facem creșteri pe liniile de raglan până când ajungem la necesarul pentru bust și mâneci. Și de aceea îți recomand să vezi acel tutorial, deoarece știu că ești fată isteață și îți vei putea calcula singură la cât trebuie să împarți raglanul tău ca să-l personalizezi. Dacă am vorbit de model, haide să-ți arăt și cum lucrez, pentru că oricum trebuie să-ți faci o probă de lucru. Eu am folosit varianta de montare a ochiurilor duble, deoarece nu mi-am dorit nicio bentiță. Iar această variantă nu permite lucrului să se întindă foarte mult. Și vei găsi la mine și tutorial cu montarea ochiurilor duble. Te sfătuiesc să montezi 22 de ochiuri, deoarece în fiecare latură vei avea câte un ochi de margine și atunci când măsori tu proba ta de lucru, vei ști că vei lua în calcul 20 de ochiuri. Și te sfătuiesc să speli această probă. Indicat este să o măsori înainte de a o spăla și după ce ai spălat-o, da? Asta pentru că vrei să vezi dacă proba ta de lucru a suferit modificări. Dacă proba ta de lucru a suferit puține modificări, înseamnă că produsul finit va suferi mai multe modificări. Eu nu voi monta foarte multe ochiuri. Vreau să-ți arăt doar cum vei lucra pe acest cardigan și să-ți arăt două variante. Am spus că lucrăm doar ochiuri pe față. Numai primul rând tricotez ochiul pe față, după care îl iau nelucrat. Îți mai amintești, da? Exact așa ai lucrat pe varianta de circular,
La pulover. Exact așa vei lua ochiurile. Îți arăt acum varianta pe care am folosit-o eu, deoarece intenționez să mai fac ceva pe cardigan. Lucrez toate ochiurile pe față și ultimul ochi îl lucrez pe dos. Când începi rând nou, primul ochi îl iei nelucrat și următoarele ochiuri pe față. Practic, tu vei avea început de rând o latură a feței, final de rând latura cealaltă. Și invers, pentru că vei lucra cu rânduri dus întors. Acesta este cel mai simplu model în care tu trebuie să lucrezi numai ochiuri pe față. Iar ultimul ochi, ochi pe dos. Față, ultimul pe dos. La fel întorci și primul nelucrat. Voi mai lucra așa câteva rânduri. Aceasta este cea mai simplă variantă. Variantă cinstită, în care marginea ta arată perfect fără a ieși cu nimic în evidență. Margine care îți permite ulterior să vii cu alte detalii, știu eu, pasul racului făcut cu o croșetă din aceeași culoare ori o altă culoare pe care ți-o dorești. Poți veni cu un I-cord, la fel, din altă culoare. Deci este o variantă simplă, cinstită, frumoasă, corectă, care îți permite ulterior să mai faci ceva pe ea. Sau am montat rapid câteva ochiuri să-ți arăt o altă variantă în care vei face un I-cord din lucru direct. Sunt variante pe care le-am folosit și la raze de soare și la vestă pentru tata. Tricotez de la primul ochi, ochiuri pe față, asta pe fiecare rând. O condiție la ambele variante este ca ochiul de margine să nu îl lași foarte larg. Să încerci ca și ochiul de margine să fie la fel de strâns ca și celelalte ochiuri. La fel de adunat ca și celelalte ochiuri. Ultimele două ochiuri le iau nelucrate întotdeauna. Las firul către mine și le trec pe andreaua dreaptă nelucrate. Întorc. Ochi pe față, da? Deci primul ochi de data aceasta vine tricotat. Ochiurile pe față. Ca așa e modelul. Final de rând, la fel, firul spre mine, două ochiuri nelucrate. Ochiul de margine și toate ochiurile pe față. Și vei face așa de la început de cardigan până la final. Voi mai îndur ca să vezi ce nelucrat. Varianta în care eu deja am o margine decorativă. Așa arată prima variantă în care am zis că este o margine simplă și cinstită. Eu am folosit pe cardigan aceasta. Am folosit-o din două motive. Pe de o parte, eu îmi doresc să mai vin cu ceva detalii și nu aș fi vrut să mă încurce această bordură. Pe de altă parte, eu am senzația mereu că aceste două laturi nu ies identice. Sunt frumoase, dar le-aș folosi doar pe un cardigan în care am marginile suprapuse. Pentru că atunci rămâne o latură frumoasă la suprafață. În cazul meu, unde nu am această suprapunere și firul fiind gros, cu cât este firul mai gros, cu atât îmi evidențiază mie mai tare aceste două margini, am evitat să folosesc, deși îmi place tare mult, am evitat să o folosesc
deoarece e vorba de fața cardiganului, iar bordurile lui trebuie să fie identice. Concluzie, dacă doriți să folosiți nasturi pe cardigan, folosiți varianta aceasta. Dacă nu, folosiți varianta în care ultimul ochi este lucrat ochi pe dos. Tot referitor la croi, eu am zis că am ales varianta cea mai simplă, care nici măcar în față nu se suprapune, nu necesită nasturi și este perfect portabilă. Dar dacă tu îți dorești să-i pui nasturi, peste calculul pe care l-am făcut eu, mai pui câteva ochiuri pentru fiecare parte a feței, astfel încât să se suprapună. Cu cât trebuie să se suprapună? Cu dimensiunea unui nasture. Puțin mai mare decât un nasture. Un alt pont, dacă te uiți la tutorialul Vestă pentru tata, vezi că am folosit acolo o bordură pe care o poți folosi și tu în cazul în care vrei să o faci cu nasturi și găsești acolo și cum se fac butonierele. Dacă îți dorești să nu fie la fel de decoltat și vrei să ai un guleraș, bendița aceasta pe care eu am făcut-o din două rânduri, tu o poți face mai înaltă să-ți iasă gen tunică. Dacă o faci mult mai mare, îți iese gen guleraș. Dacă lucrezi toată jacheta mai lungă, poți să-i pui două buzunare. Te poți juca și cu puțină culoare, știu eu. Bordurica aceasta să o faci din două culori. Poți să te joci lucrând două rânduri cu o culoare, două rânduri cu o culoare. Același lucru îl poți face și poți aplica două buzunare. Unul într-o parte, unul într-o parte. Deci variante ca să dezvolți ceea ce ți-am arătat eu aici există foarte multe, atât de multe cât ne duce pe noi imaginația. Cred că am abordat toate subiectele pe care le-am tot gândit eu să ți le spun în ceea ce privește acest cardigan. Acum te las, urmează să apară prima parte în care vom începe împreună cardiganul și până atunci te îmbrățișez și îți spun ca de fiecare dată să ai și spor, curaj, imaginație, să fii iubită, dar să și iubești. Te pup! Pa, pa!